Găsit, doamnelor și domnilor, la Cultart. Memoria trecutului este în prim planul ediției de astăzi, pe care o dedicăm unui eveniment cu însemnătate pentru comunitatea culturală, academică și, în egală măsură, pentru toți cei interesați de istoria comunismului, de istoria noastră. În mai puțin de o oră, la Iași începe conferința cu tema Securitatea împotriva studenților, ce marchează 40 de ani de la momentul descinderii poliției politice în casele tinerilor scriitori din jurul revistelor Opinia Studențească și Dialog. Organizată de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în colaborare cu Universitatea Petre Andrei și Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, conferința reunește timp de două zile, începând de astăzi, personalități de prim rang ale vieții intelectuale din România, care de altfel s-au format în presa studențească de dinainte de 1989. Este și cazul primului invitat din emisiune, istoricul Florin Cântec. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Sunteți și directorul Arhivelor Naționale, filiala Iași, important de menționat. Aveți în fața dumneavoastră un relativ tânăr jurnalist. Și cum orice tânăr jurnalist devine la un moment dat interesat, intrigat, ba chiar fascinat de maniera în care se făcea presă înainte de 1989, vă asigur că acest dialog a fost îndelung așteptat. Cum a fost pentru dumneavoastră întâlnirea cu presa studențească și cu legendarul grup de la Iași? Cred că înainte de a povesti aventura personală atât de importantă pentru formarea mea intelectuală, pentru că pot spune că grupul de la Dialog, din care am făcut și o parte în perioada studenției, adică din 1982 până în 1986, era un fel de junime așa a anilor 80, dar înainte de a vorbi despre asta, aș vrea pentru dumneavoastră și pentru spectatorii mai tineri să spun doar două vorbe despre ce însemna presa în comunism. Pentru că astăzi este greu de imaginat faptul că nu exista o presă liberă. Că tot ceea ce însemna mass media atunci, în special presa scrisă, să știți, pentru că televiziunea a fost inițial în anii 70 mai deschisă, dar după anii 80 era o caricatură, erau doar două ore de emisie pe seară și practic nu exista decât un singur program politizat într-o măsură foarte mare. Dar presa scrisă a existat în diverse forme și presa radio la fel și ea era extrem de importantă pentru regimul politic. Vreau să subliniez acest lucru. Era instrument de propagandă. Da, era instrument de propagandă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în mediul public, în fața cetățenilor, nu ajungeau decât informații care erau în prealabil filtrate de o instituție de sine stătătoare care era numită Direcția Generală a Presii, cenzura, i-am spune noi astăzi, iar după desființarea formală a acestei instituții, a funcționat foarte eficient până în 1989 autocenzura. Ori în această structură a presiei, în care jurnaliștii erau doar cei care erau selectați, să spunem, prin filtre de loialitate față de partid sau cel puțin de corectitudine față de doctrina politică, au existat, firește, și insule. Pentru că exista o presă oficială, să zicem Scânteia sau La Iași, Flacăra Iașului, care era un cotidian al partidului, unde existau doar informații care erau foarte clar filtrate și care aveau o țintă ideologică, așa cum foarte corect ați spus. Exista apoi un spectru întreg de, să spunem, publicații culturale, magazin pentru copii și așa mai departe, care au luat avânt după venirea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, practic după anul 1969 a fost așa un reviriment, pe fundalul general
de construcție ideologică a patriotismului, a național-comunismului, cum s-a numit, s-au deschis, să spunem, reviste culturale și în alte zone decât în București. Bună oară la Iași, a fost cazul în 1967, după aceea în 68, a revistei Cronica, care era o revistă de cultură, magazin într-un anumit fel, mai deschisă. Apoi au fost reactivate vechile reviste literare ale Uniunii Scriitorilor, în cazul de la Iași, a Convorbirilor Literare. Pe acest fundal s-au creat muzeele. Muzeul Literaturii a luat un alt avânt, să spunem, s-au deschis Complexul Național Muzeal de la Palatul Culturii, editurile. A fost un reviviment cultural la finalul anilor 60, care încetul cu încetul a fost după aceea sufocat de politica partidului și de subordonarea strictă a literaturii pentru comandamentele ideologice. În acest context au apărut revistele studențești. Revistele studențești erau un mix așa, între informații despre ce era lumea studențească, ce se întâmpla încă în mine, ce se mai făcea, mai știu eu ce, poznași de atunci. Aveau în același timp și un profil cultural puternic? Aveau profil cultural doar două dintre ele. Să știți. La Cluj, revista Echinox, și la Iași, revista Dialog, care au fost amândouă lansate tot în anul 1969. În cazul Dialogului s-a numit inițial Alma Mater, iar după venirea la conducerea acestei reviste a profesorului, atunci lector universitar de la litere, Alexandru Călinescu, în 1972, da? Ea s-a transformat în revista Dialog și a devenit un centru de raliere intelectuală, culturală, artistică, poetică, de filozofică, istorică pentru studenții Universității din Iași. Și mediul unde s-au ascuțit cele mai valoroase condeie din jurnalistica ieșeană, cel Într-o puțin. Bună măsură, pentru că jurnalistica ieșeană s-a format pe partea culturală, în special în jurul grupului de la revista Dialog, iar pe partea de profesionalism jurnalistic, de reportaj, de anchete, de jurnalism în sensul lui Brunea Fox din perioada interbelică, s-a format la Opinia Studențească, care era o revistă extra, probabil cea mai importantă publicație de jurnalism social. De jurnalism adevărat, așa cum ar fi trebuit să fie jurnalismul. Revista Dialog, de care spuneam, așa cum Echinoxul de la Cluj a jucat același rol, a fost în primul rând un ferment, un loc în care, asemenea junimismului, că nu întâmplător am dat exemplul junimismului, învățai să scrii. Exista Alexandru Călinescu, de exemplu, care era încă de tânăr, un foarte reputat critic literar și un om educat cu o experiență occidentală foarte importantă, care a dat direcția acestei reviste și în jurul domniei sale s-a adunat întâi Luca Pițu, care era el însuși lector la Facultatea de Franceză, și după aceea Dan Petrescu, Sorin Antohi și toți ceilalți, Liviu Antonesi, Dan Alexe și așa mai departe. De fapt, la mijlocul anilor 70, dintre cele aproximativ 15 reviste studențești din țară, 3 erau tipărite la Iași: Opinia Studențească, Dialog și Viața Politehnicii. Da. Care era specificul fiecăreia dintre ele și cum erau ele văzute de securitate? De fapt, întrebarea esențială este de ce erau ele de interes pentru securitate? Pentru securitate nu puteau să fie de interes decât în măsura în care era în general un filtru asupra tot ceea ce se publica. Trebuie să știți că nimic nu putea să apară la tipografie, să privească bunul de tipar, fără avizul cabinetului de partid, de la Comitetul Județean de Partid, cel care mergeam cu șpalturile. Șpalturile ar trebui să explic astăzi, pentru că nu e greu de înțeles. Atunci tiparul era făcut pe structuri de plumb, unde se culegeau literele și se făceau așa niște bucățele de plumb care erau strânse într-o pagină legate.
se dădea cu cerneală deasupra și se punea hârtia și se trecea în felul acesta, se tipărea. Ei bine, aceste spalturi mergeau la avizul Comitetului Județean de Partid, ei se uitau dacă este ceva în neregulă și dădeau avizul sau scoteau sau spuneau, propuneau modificări. Cum ajungea mai exact un text de pe hârtia redactorului la cititor? Vom vorbi pe indelete imediat. Vreau să revin puțin la conferință. E clar că dezbaterea moderată de istoricul Sorin Antohi și care îi va avea ca protagoniști pe cei care au fost direct implicați în evenimentele din mai 1983, este punctul central al acestei conferințe. La rândul nostru am sondat memoriile a doi dintre intelectualii ieșeni care au trăit nemijlocit acele evenimente nefaste și care au fost de asemenea formați în presa studențească din anii 80. Să urmărim pentru început mărturia profesorului Liviu Antonesei. Revistele erau altfel decât presa oficială, deși erau tot oficiale, că erau scoase de OASCR, Uniunea Studenților Comuniști din România, aia era OASCR-ul. Sigur că noi am profitat de o conjunctură, niște complicități din aparat, deci oameni mai liberari la minte, care nu se speriau de orice și dădeau drumul, nu cenzurau anumite chestii. Cenzura era mai laxă cu noi decât cu revistele profesioniste. Poate și din cauza că revistele nu se difuzau prin sistemul de difuzare a presei, ci numai în mediul studențesc. Dialog la studenții universității, opinia studențească la studenții din întreg centru universitar. Și sigur că pe măsură ce se sezam o anumită îngăduință, ne-am imaginat că suntem liberi și am devenit mult mai îndrăzneți. Eu, de pildă, am câștigat două sticle de vodcă într-un pariu în care am spus că voi publica un articol despre pluralism. Adversarul meu a spus că este imposibil. Cum au să dea drumul ăsta la un articol despre pluralism? Și am scris un articol despre pluralismul criticii literare, critică estetică, critică psihanalitică, sociocritică, psihocritică, critică impresie, așa mai departe, și la final, într-o fază, am spus, de altfel, pluralismul este benefic pentru toate domeniile vieții sociale. O pledoarie pentru pluralism mai puternică nu se putea. A trecut, normal că a trecut, că nimeni n-a fost atent. Poate nici n-a citit fraza finală. Am aflat multe despre regimul în care trăiam, la care nu mă gândisem înainte. E interesant, de pildă, să te trezești la 6 dimineața, sunând soneria, deschizând zăpăcit că dormeam și un individ să spune piciorul în ușă, să nu închizi și să anunțe că e securitatea. Și au fost înștiințați că dețin în scrisuri care contravin securității statului. Am avut o reacție bună, m-a izbucnit râsul, dar spune, ce sunt eu, tipografie sau nu știu ce? Au urmat 6 ore de percheziție, 6-7 ore de interogatoriu, că m-au dus sus la sediu, și aia a fost prima zi. În mod neașteptat, deși memoria te mai lasă cu vârsta, cred că îmi pot aminti minut cu minut. Am revenit în platou și bun venit, le spun acum, domnului profesor universitar dr. Daniel Șandru, președintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și domnului profesor universitar dr. Doru Tompea, președintele Consiliului de Administrație al Universității Petre Andrei din Iași. V-am așteptat ca să adresez o întrebare esențială. De ce este important să aducem
aducem în atenție, să evocăm acest capitol important din istoria noastră recentă legat de presa studențească din ultimele decenii de comunism și de ce este important ca această evocare să se întâmple la Iași. Dacă îmi permiteți mie să încep, domnule profesor, eu aș spune că am două principale motivații. Una e de natură instituțională, alta e de natură personală. Cea instituțională e dată de faptul că, din păcate, cu excepția unor studii absolutamente curajoase la nivel de muncă, în primul rând, ale profesorului Sorin Bocancea, în istoriografia românească privitoare la comunism, acest moment a fost mai puțin atins. Și cred că lucrul ăsta e nepermis. La fel de puțin atins a fost și problema Revoltei Studenților Ieșeni în 1987. Există doar un studiu, în afară de cele realizate de asemenea de profesorul Sorin Bocancea și de profesorul Doru Tompea, scris de doamna Oana Demetriali, care e cercetător la CNSAS. Cred că e foarte important să marcăm momentul ăsta la 40 de ani, chiar astăzi se împlinesc, de la acea anchetă a securității la adresa redactorilor revistelor studențești Dialog, Opinia Studențească. Și aici merg spre răspunsul de natură personală. Eu poveștile astea le-am auzit când am pășit pentru prima dată în redacția Opiniei Studențești în 1998. În 1999 eram redactor șef al acestei reviste în perioada post-comunistă, așa încât cu atât mai mult sunt afectiv legat de spiritul opinist, de la care mă revendic, desigur, cel postcomunist, dar făcând reverența necesară față de ceea ce au făcut colegii noștri în perioada comunistă. Sunt astăzi personalități remarcabile și avem onoarea și privilegiul de a le putea avea măcar o parte dintre acestea în dezbatere ce va avea loc la Casa de Cultură a Studenților. E un moment important și cred că la nivelul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, el va fi aprofundat din punctul nostru de vedere și cu sprijinul Universității Petre Andrei din Iași, pe baza ceea ce deja profesorul Sorin Bocancea a scris relativ la presa studențească în comunism în centrul universitar Iași. Domnule profesor, aceeași întrebare, de ce este important să recuperăm această parte a istoriei noastre? O întrebare legitimă, așa cum spunea și colegul meu, profesorul Daniel Șandru. Este important pentru că rememorarea și prezentarea diferitelor ipostaze ale comunismului românesc este absolut necesară, pentru că îl invoc aici pe sociologul Vasile Dâncu, care a prefațat volumele noastre pe care le-am realizat împreună cu Sorin Bocancea. Primul, cel de vis-a-vis de 20 de ani de comunism în centrul universitar Iași și al doilea, punctual, presa studențească din centrul universitar Iași în perioada comunistă. Colegul Florin Cântec are aici un exemplar din revista Dialog, înființată în 1969. Un exemplar faimos, de altfel. Faimos pentru scandalul care l-a iscat. Probabil Florin Cântec l-a evidențiat mai bine decât mine, dar l-am trăit, având în vedere neleticirele mele de atunci. M-am trezit efectiv în postura de președinte al Consiliului Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar Iași în 1979 până în 1985, 6 ani. Vreau să vă spun că am spus că m-am trezit pentru că n-am făcut nimic pentru a fi propus în această funcție, având în vedere că dosarul de cadre al tatălui meu era foarte prost, activist țărănist, manist, părinții mei și eu m-am născut în Târgu Mureș. M-am trezit pentru, într-o listă pe care Ion Iliescu mi-a prezentat-o la vremea aceea, era ultima lui zi în postura de prim-secretar al PCR Iași, pentru că după aceea am aflat din scânteia că el a fost schimbat și retrogradat la Ministerul Apelor. Și mi-a arătat Ion Iliescu lista de propuneri venită de la Centrul Universitar de Partid, trimisă la București, la OASCR și la Comitetul Central UTC, în care era pe poziția 8-a din 10 veleitari. În sfârșit,
o discuție pe care am relatat-o și în cărțile de care vorbeam. Ce vreau să vă mai spun? Că problema presei studențești din Iași, pentru mine, ca trăitor, actor, actant, cum vreți să o spuneți, a fost poate cea mai dificilă, poate la fel de dificilă cu gestionarea relațiilor dintre studenții străini din Centrul Universitar Iași. Ați fost, prin funcția pe care o aveați la Centrul Universitar, liantul, negociatorul dintre autorități și studenți. Da, da, și eram jurnaliștii obligat... din presa da, studențească. Da, da, foarte corect. Eu eram obligat prin statutul meu, pentru că presa studențească era finanțată de OASCR, deci din bugetul UTC OASCR. Ca atare, eu eram editorul acestor trei reviste studențești. Au mai fost și Siringa, însă și la UMF. Vorbim de Dialog, Opinia studențească și Viața Politehnică. Și vreau să vă spun că în această calitate, da, am avut multe, foarte multe momente grele. Foarte multe negocieri. Foarte multe negocieri. De ce? Pentru că, pe de o parte, trebuia să-mi exercit această ipostază de finanțator, editor, că eu aprobam, în afară de șpalturi care trebuia să le semnez, și aici e altă poveste, eu aprobam devizele și finanțarea acestor reviste. Dar în același timp aveam și o misiune aceea de a gestiona asemenea scandaluri, care multe din ele veneau de la Europa Liberă, sau Europa Liberă era informată de cei din redacțiile studențești, care comunicau permanent prin lectorii francezi. De altfel, activitatea jurnaliștilor de la Iași era lăudată la Europa. Foarte lăudată. Și vreau să vă spun că mulți tineri, studenți, absolvenți care au activat în presa studențească din Iași au ajuns corifei jurnalismului românesc. La București, de fapt, Dialogul era la vremea aceea peste Echinox, o altă revistă celebră studențească la Cluj. Aici, la Dialog, a fost o melanj foarte interesant. S-au aglutinat cei din redacțiile Dialogului, dar și au beneficiat și de consilierea și directoratul profesorului Alexandru Călinescu, care era atunci lector la facultatea de limba franceză și care, nu numai domnia sa, dar și alți membri ai redacției, trimiteau permanent, informau în Occident, la Europa Liberă, ce se întâmplă la Iași. Așa că scandalurile veneau și pe filiera asta. Securitatea, asta mi-a arătat, mi-a băgat sub nas foarte multe... Asta mi-a adus Liviu Andonesi în 1996. El și-a cerut dosarul de la CNSAS și a venit la mine la birou cu o sticlă de vodcă, Stalișnaia. El ținea să fie Stalișnaia și m-a îmbrățișat și a spus: băi, Doru, ești de-al nostru. Am spus-o băieților și înainte de și comunist. Uite, bă, ce scrie despre tine, că și tu ai fost interceptat. Domnule profesor Șandru, i-am adresat deja această întrebare domnului Cântic, dar vreau să-mi răspundeți și dumneavoastră. De ce erau revistele studențești de la Iași și din întreaga țară în subvizorul securității? De ce erau de interes pentru securitate? Vorbim despre o societate totalitară în care tendința de control devine practică și politică instituțională și cu atât mai mult se îndreaptă asupra mediului studențesc, un mediu în care întotdeauna, fiind dominat de creativitate și inteligență, apar și manifestări non-conformiste și non-conforme cu ceea ce totalitarismul înțelegea că ar trebui să facă, și anume să producă omul nou. Departe, foarte departe, ca acești oameni, tineri atunci, să fi fost posibil oameni noi. Și sigur că, deși publicațiile acestea circulau într-un cerc restrâns, erau adresate doar studenților și nu ajungeau la marele public, în mod evident faptul oficial, că... Oficial cel puțin. Oficial cel puțin. În mod evident faptul că inclusiv Exilul Românesc și Europa Liberă informa cu privire la ceea ce scriau studenții de la Iași, îi făcea pe trepădușii din securitate să aibă senzația că nu își îndeplinesc rolul patriotic.
Și aș mai adăuga, dincolo de răspunsul la întrebarea aceasta, o idee cu privire la prima întrebare pe care mi-ați adresat-o. Cred că e la fel de important să evidențiem, inclusiv prin manifestările precum sunt cele de astăzi și mâine, faptul că securitatea din perioada lui Ceaușescu nu a fost o securitate mai bună decât cea în perioada lui Dej. Toată lumea trebuie să înțeleagă că între 1948, când s-a înființat securitatea, și 1989... Securitatea bună pare un oximoron. A fost fix aceeași. Pare un oximoron, dar asta vânde astăzi. Securiștii care fac parte azi în Asociația Cadrelor Militare în rezervă sau în retragere din SRI, care e dominată de ofițeri de securitate, de fapt, da? Vin cu această poveste pe care o vând inclusiv pe niște mizerii publicistice, așa cum este revista Vitralis, spre exemplu. Rescriu o istorie, se distanțează de epoca lui Dej și spun: noi ne-am apărat patria, am fost eroi pe frontul nevăzuți. Acești barbari, pentru că așa vor rămâne în istorie, nu au făcut decât cu alte metode să continue ceea ce a făcut securitatea în 1950. Deci lucrurile astea trebuie spuse clar, fără înconjuri și fără niciun pic de teamă. Suntem totuși într-o societate democratică, iar până la momentul în care oamenii aceștia vor fi aduși în fața instanțelor, și vă pot asigura că vor fi aduși, trebuie să spunem ceea ce au făcut de fapt. Au făcut rău, au slujit un regim ilegitim și criminal. Cum era posibil, domnule Florin Cântei, ca în aceste condiții de control strict, în paginile revistelor studențești, Opinia, Dialog, să avem scriitori care erau trecuți la index, să avem reportaje briliante, să avem texte care eludau limba de lemn? Păi era posibil datorită faptului că exista la nivelul redacțiilor acestor publicații, exista o echipă de oameni educați și de oameni care știau ce e valoros și ce nu. De aceea m-am făcut referire la proiectul, să spunem, maiurescian, așa între ghilimele, pe care eu unul l-am trăit la Dialog, de exemplu, dar sunt convins că și colegi din generația mea de la Echinox sau cei care au făcut jurnalism adevărat la Opinia Studențească pot spune același lucru. Acum vreau să și care prin inteligența lor reușeau să fenteze cenzura. Da, dar mai trebuie spus ceva aici. Sunt întru totul de acord cu ce spune domnul profesor Șandru și așa este. Era o structură totalitară în care securitatea era brațul înarmat fără niciun fel de sfială și fără niciun fel de opreliș, trebuie spus acest lucru. Dar dacă vreți totuși o analiză mai nuanțată asupra scandalului pe care îl evocăm noi astăzi, exact în urmă cu 40 de ani, trebuie spus că nu atât textele în sine erau o problemă majoră pentru securitate, pentru că, să știți că, din experiența mea, eu mă duceam cu revista Antipografie, că eram secretar general de redacție și știu cum funcționa mecanismul cenzurii la partid, unde se ducea domnul profesor Hoșie, și vă asigur că cenzura era foarte atentă nu la nuanțele, subtilitățile lui Luca Pițu din eseuri, ci la lucruri foarte simple. Vulpea Roșie era un poem de al Simonei Popescu pe care Toarșo Bujor a spus: băi, băieți, dar ce faceți voi aici cu Vulpea Roșie? Și-a tăiat titlul, care era complet de altfel, inocent. Exista o listă întreagă de cuvinte inocent. Interzise. Erau cuvinte interzise, așa este. Dar la referitor la scandal, pentru că asta este un detaliu care merită a fi subliniat. De ce a fost toată această descindere a securității atât de brutală și neobișnuită totuși pentru presa studențească? Pentru că grupul de la Dialog, din jurul lui profesorului Călinescu, cu Luca Pițu, cu Dan Petrescu, cu Sorin Antohi, cu Liviu Antonesi, cu Dan Alexe, cu Valeriu Gherghel într-o măsură mai mică, dar aceștia erau studenți la litere, la limbi străine. Erau oameni care știau limbi străine și care, de la bun început, aveau contacte cu lectorii străini de la universitate. Lectorul de franceză, lectorul de engleză americană, lectorul italian. Care erau, bineînțeles, considerați spioni. Evident că era o ținta de lucru a Direcției a Treia a Securității. În acest fel, ei au devenit
la rândul lor ținte și urmăriți. Iar scandalul din 83, după cum bine știm... Ce s-a întâmplat mai exact? A fost generat de faptul că Dan Petrescu, care era căsătorit, este și în ziua de astăzi căsătorit cu Tereza Culianu, sora regretatului Ioan Petru Culianu, care atunci era transfug, ca să folosesc termenii propagandei, i-a scris o scrisoare acestui cumnatului său și l-a rugat pe lectorul francez care se întorcea acasă la final de misiune să o pună la poștă în străinătate. De altfel, aceasta era tehnica prin care ajungeau, ce spunea domnul profesor Tom pe aici, prin care ajungeau informații și, sau numere de revistă la Europa Liberă. Nu vă imaginați că le punea domnul Călinescu la poștă la noi și se ajungea la Europa Liberă, ci prin intermediul lectorilor străini de regulă sau a profesorilor invitați. Ei bine, cum întâmplător, lectorul francez avea microfoane la el în casă, era un apartament de protocol în Piața Unirii aici, securitatea a aflat despre această operațiune și l-a oprit la graniță, l-au percheziționat, au găsit scrisoarea lui Dan Petrescu și din acel moment a început, fine, o întreagă anchetă complicată care, așa cum ați văzut că a evocat Liviu Antonese aici, cum au evocat toți cei care au fost prezenți acolo, a însemnat interogatorii, a însemnat partea de... amenințări. Nu numai percheziții, amenințări, chiar și câte o palmă, povestește Dan Alexe, care l-a iritat pe domnul Maior, care făcea ancheta, pentru că în pauzele de interogatorii și-a scos de buzdar o carte de polițistă de San Antonio și a început să citească. Ceea ce era ofensă totuși pentru domnule de la securitate de aici, din Strada Triumfului. Pe scurt, problema grupului de la dialog, care ca o chestiune, cum să spun eu, de sine stătătoare, este în primul rând pe această linie, a faptului că aveau contacte cu lectorii străini și că nu se sfiau să facă acest lucru de la bun început. Lectorii străini, când veneau la, și treceau unul altuia, ia legătura cu Luca Pițu, ia legătura cu Sorin Antohi, ia legătura cu Dan Petrescu, ia legătura cu cei care erau aici. Suntem la jumătatea discuției noastre și un moment bun să aducem aminte că în mai puțin de jumătate de oră începe la Iași conferința Securitatea împotriva studenților, iar colega noastră Olena Popovici este deja acolo. Bun găsit, Olena, te ascultăm. Bună, Raluca, bună tuturor! După cum ai spus și tu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc organizează la Casa de Cultură a Studenților și la Universitatea Petru Andrei din Iași conferința intitulată Securitatea împotriva studenților, marcând astfel cei 40 de ani de când au descins în casele studenților, redactorilor, jurnaliștilor din presa ieșeană, poliția politică. Pentru a afla detalii despre eveniment, îl avem invitat alături de noi pe domnul profesor universitar doctor Sorin Bocancea, rectorul Universității Petre Andrei din Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit și bine ați venit dumneavoastră în evenimentul acesta, pentru că ICMERU, împreună cu Universitatea Petre Andrei, și-a unit eforturile astfel încât să putem duce mai departe o politică a memoriei. Așa cum o urmărim de ani de zile, este un proiect mai vechi și al universității. Iată ICMERU, care are chiar în scopul activității sale întreținerea memoriei. De această dată avem evenimente foarte importante, pentru că s-au împlinit într-adevăr 40 de ani de la descinderea securității la domiciliile redactorilor presei studențești din Iași, din perioada comunistă. Și am vrut să aducem, în primul rând, tineretul, pentru că tineretul nu cunoaște așa cum ar trebui ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani. De aceea apar și anumite nostalgii după o epocă pe care nu au trăit-o cei tineri, astfel încât
Aceste demersuri ale noastre nu fac decât să-i apropie de un fenomen pe care să-l înțeleagă, pentru că dacă nu-l înțeleg, riscă să-l repete. Și este vorba de mesajul totalitar, mesajul antidemocratic. Astăzi, fiecare tânăr purtător de iPhone are senzația că și înainte era voie să vorbești orice, oriunde, oricum. Ori nu a fost așa, a fost o perioadă a totalitarismului, o perioadă a pumnului în gură, a cenzurii de toate felurile, astfel încât tinerii trebuie să înțeleagă că democrația nu este o realitate precum este iarba care crește de la sine, ci este o realitate pe care o construiești zi de zi, în primul rând respingând orice tendință totalitară, orice tendință de îngrădire a libertății. Ori libertatea, în forma ei cea mai vizibilă, este libertatea de exprimare. Atunci s-a încercat o îngrădire a libertății de exprimare. Tendința securității de atunci, de la Iași, a fost de a închide, intenția a fost de a închide publicațiile studențești ieșene, considerate ca fiind dușmănoase la adresa regimului. Din fericire au existat persoane, chiar din aparatul de atunci al organizațiilor politice, care s-au opus acestui demers al securității. A fost un eșec al securității atunci. Despre asta vom vorbi astăzi cu cei care au fost implicați atunci, fiind ocupând diverse funcții de redactor șef adjunct, secretar general de redacție, de o parte, și de cealaltă parte reprezentanții ai organizațiilor studențești de atunci. Și încercăm să rememorăm ce s-a întâmplat atunci, pentru ca tinerii, și nu numai tinerii, și cei care au trăit atunci, măcar să-și amintească de faptul că întotdeauna limita între libertate și totalitarism nu este atât de groasă, ci este ca pe o sârmă. Întotdeauna este jocul acesta stânga-dreapta, foarte, foarte aproape de a trece din pozitiv în negativ. Spuneți-mi, vă rog, astăzi începe, cine vor fi cei care vor vorbi în fața oamenilor? Astăzi vom avea 10 invitați pe care îi va interoga, să spun, de fapt îi va modera Sorin Antohi, cel care a fost redactor șef la revista Dialog. Vor fi profesorul Alexandru Călinescu, vor fi foști redactori șefi de la toate publicațiile, și de la Dialog, și de la Opinia Studențească, și de la Viața Politehnicii. Am reușit să aducem oameni care nu sunt în Iași, sunt la București, cum este Constantin Iftime. Astăzi vor vorbi în fața elevilor și a studenților despre ceea ce s-a întâmplat atunci și nu numai, și despre presa studențească în întregul ei ca fenomen de libertate într-o societate totalitară, iar mâine va fi la Universitatea Petre Andrei la ora 11 o conferință pe care o voi susține eu. Este vorba de o analiză cantitativă la care lucrez de vreo 4-5 ani, o analiză cantitativă a evoluției presei studențești din Iași. E în pregătirea unui volum care va apărea probabil în toamnă. Și cu aceasta să spunem că două zile le vom dedica unui fenomen cu care Iașul și astăzi are de ce să se mândrească, pentru că a fost într-adevăr presa studențească ieșeană, a dat jurnaliști de clasă în presa postcomunistă și pentru că într-adevăr a fost un fenomen recunoscut ca atare și atunci. Vă mulțumesc foarte mult, TVR Iași vă este alături și va fi alături timp de două zile și susținem acest demers. Îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați și pe cei care abia acum au aflat despre presa studențească să afle măcar azi și mâine. Mulțumesc, atât de aici. Raluca, înapoi la tine. Mulțumesc mult, Elena. Destructurarea presei ieșene, studențești, un eșec al securității, am reținut această expresie. Într-adevăr, revistele Opinia Studențească și Dialog ar fi putut să dispară atunci, în mai 1983, dar asta nu s-a întâmplat. Poate și datorită dumneavoastră, domnule profesor, și datorită unei întâlniri pe care ați avut-o cu însuși dictatorul Nicolae Ceaușescu. Nu, cu fiul său. Cu fiul. Cu Nicu Ceaușescu, care era prim-secretar CCUTC. Am fost avertizat de la începutul prelorii mandatului că în 80 că
problema presei studențești trebuie să constituie pentru mine o problemă centrală. Pentru că colegii mei au evidențiat cum erau rapoartele către securitate din diferite surse. Aici chiar am una din surse care în 12 mai, a doua zi după ce am fost interceptat într-o reuniune informală cu membrii redactorilor studențești la Casa Studenților, în care eram foarte fericit și satisfăcut, chiar scrie aici că Virgil Ierunca la Europa Liberă, la revista Revistelor Culturale Românești, era o emisiune săptămânală, vinerea, după știrile de la ora 21, opinia era studențească, era considerată printre cele mai îndrăznețe reviste studențești din România. Apoi, după un an, în 82, pe 16, 11, și asta a începutul demersurilor vis-a-vis de creșterea agresivității securității, a avut loc la Casa Studenților discuții cu Doru Tompea. Capitan, nu știu cum îl cheamă, n-are numai semnătura, care l-a arătat că e fericit că revista Dialog a luat locul întâi pe țară în întrecerea studențească, în Festivalul Artei și Creației Studențești. Faxă, da. Și eram foarte satisfăcut și i-am felicitat pe Sorin Antohianu, 3, student la filologie, Hoișea Andrei, asistent, Popa Dorin, student la fizică, și domnul președinte al Colegiului de Redacție, profesorul Alco Linescu. Și aici e inserată ceea ce discutam până acum. Numiții Hoișea Andrei, Popa Dorian, Călinescu apar frecvent în anturajul lectorilor francezi. Prin mijloacele TO s-a stabilit faptul că Alco Linescu are manifestări ostile vis-a-vis virulente la adresa realităților sociale din țara noastră, la adresa conducerii de partid și de stat. În paginile acestei reviste, ce spuneați dumneavoastră, sunt des publicate sub pseudonime precum Pavel, Dan Petrescu, Liviu Antonese și așa mai departe, foarte apropiați lectorilor francezi. Plus că apar tot timpul, periodic, comentarii foarte favorabile revistei studențe și, ca să nu mai lungesc intervenția, cred că este necesar să fie sesizate toate structurile noastre ale securității și o altă rezoluție a treia, da, solicit propuneri de luare în evidență prioritară a acestei activități din cadrul revistelor studențe. Asta este ultima, probabil, în sfârșit. Ei nu semnau la vedere. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat jurnaliștii implicați în acest scandal? Să mă trezesc într-o zi, chemat la ora 10, au trimis mașină după mine cu un agent de securitate și m-au dus pe Triumfului. M-au ținut de la 10 până la 22, chiar am avut momente când mă simțeam la limita infracționalității. Au venit doi agenți de la București, unul spunea că e absolvent de istorie, filozofie și să nu îi spun... Apăruse romanul Brază pe Sehaturi. Lansat... Citiseră, nu a apărut tratare, citiseră, pardon, nu a apărut la Sele Dialog și... Exact. Da. Scandal la Europa Liberă, care a comentat foarte favorabil Brază pe Sehaturi. În acest context, a doua zi, am fost chemat la securitate, 10 ore, până la 10 seara, a fost jenat, nu mi-a dat decât o apă și o cafea, eram liderul studenților comuniști din Centrul Universitar Iași, cum spune prietenul Florin Cântic, ales de studenți, așa a fost, în sala mare la Gaudeamus, dar sub oblăduirea partidului, cum ai spus. Cu aprobarea partidului. Și abuzuri similare au fost îndreptate împotriva tuturor celorlalți din grupul de la Iași. Mai avem foarte puțin timp cât să concluzionăm. Eu ce am făcut? Am coborât de la securitate. Pe jos am vrut să cobor. Mă așteptau pe la 10 seara la Râpa Galbenă pe trepte Valeriu și cu Liviu Antonese. Tante Anișoara de la Sudbar închisese. Aveau niște arsenal, niște aghiazmă acolo și le-am spus, tocmai ieșit de la securitate, am spus, aveți grijă, sunteți filați, aveți grijă, vor fi represalii. Am sunat șeful studenților, Mohora, l-a sunat pe Nicu Ceaușescu, care m-a sunat, ce-ai căutat acolo? Ce-ai căutat?
m-am dus la București, m-a chemat urgent și i-am relatat, inițial s-a enervat, n-avea voie să facă treaba asta, zic, asta e. Dar într-un final, presa studențească a supraviețuit și intervenția lui Nicu Ceaușescu a fost decisivă atunci, așa este. Și a dat cei mai unii dintre cei mai valoroși... La plecare l-am întrebat, eu ce fac acum? Și că dacă vrei să te introduci în ipostaza unuia care desfințează revistele studențești, fă ce vrei. Eu cât pot, opresc demersul ăsta. Textual mai avem doar câteva minute concluzii, așadar. În ce măsură a modelat, a influențat presa studențească jurnalismul post-decembrist? Foarte mult. Domnule profesor Șandru. Vă dați seama că e deprisos să spun că aici a fost o școală de presă relevantă, din care ulterior, practic, a răsărit presa democratică. Sunt nume și nume, nici nu știu, de la interviu până la reportaj, de la presă de investigații până la tabletă și comentariu, care au format la rândul lor alte generații de jurnaliști, unii dintre ei ajungând profesori de jurnalism. Și în plus viața culturală, pentru că cei care erau și la Dialog în principal, dar și la Opinia Studențească, au iradiat ceea ce gândiseră ca tineri și ulterior au devenit personalități consacrate mele academic și cultural. Cred că vor veni foarte mulți studenți astăzi la Casa de Cultură și la mâine la Universitatea Petre Andrei din Iași și v-aș întreba la final cum se credeți că se raportează generațiile născute în democrație la comunism? Dacă despre cei care au trăit în epocă știm că privesc înspre trecut cu încrâncenare unii, cu nostalgie alții, despre atitudinea tinerilor, ce putem spune? Nu putem... Înțeleg, nu pe deplin, înțeleg ceva din ce s-a întâmplat atunci? Nu putem spune nimic, spun ei înșiși, dar eu trăiesc cu speranța că vor veni mânați de curiozitate, pentru că fără curiozitate, acest gen de povești întâlnite în urmă cu 40 de ani rămân scufundate așa în memoria pe termen lung, nu mai departe de, știu eu, Petru Rareș sau de Alexandru Ioan Cuza. E important pentru ei să înțeleagă exact pentru ce spunea profesorul Bocanci aici. Pentru că libertatea se câștigă în fiecare zi și din nefericire mai vedem și noi astăzi că dușmanii libertății sunt alții. Nu mai e securitatea neapărat, sunt alte lucruri care ne scufună. În orice caz, profesor, să sperăm că vor învăța din asta. Domnule profesor Tompea, concluzie, v-ați împăcat cu trecutul? M-am făcut, cum spuneam în prima carte cu Sorin Bocancea, eu mi-am făcut, nu Waterloo, nu Rămbergul meu atunci. Spovedanie. Spovedania mea. Au fost jumate de viață în care trecut în comunism, jumate în postcomunism, indiferent ce nuanțe oferim acestea. Am considerat necesar să evidențiem, să facem și noi cu Sorin Bocancea contribuții, să aducem contribuții la memoria comunismului și ceea ce spunea și profesorul Șandru și este foarte corect, tânăra generație trebuie să aibă o percepție clară și atât instituția pe care dumnealui o coordonează și remarcă aici o schimbare de macas foarte importantă la ICMR sau ICCMR, cum spune Daniel, pentru că domnia sa acum nu că sunt colegi, dar efectiv a transformat ICMR-ul dintr-un fel de dintr-un fel de DNA anticomunist și antilegionar într-un institut de cercetare a crimelor comunismului, de investigare, cercetare și a exilului românesc. Și chiar vrem să vă felicităm, domnule profesor Șandru, pentru activitatea Institutului de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului. Felicitări și pentru inițiativa pe care mulțumesc. Ați avut-o, un demers important de recuperare a unei pagini importante din istoria noastră. Vă mulțumesc din nou tuturor. Cult Art la final. Pe curând. Toate bune!